Copiii bolnavi de pneumonie sunt tratați în frig în spitalul din Ungheni. Bebelușii de câteva luni stau în încăperi cu temperaturi aproape ca afară. Șefa spitalului spune că instituția nu a fost conectată la energia termică pentru că nu a fost necesar, dar a interzis accesul echipei ProTV în instituție. Ministrul Sănătății, Andrei Usate, a declarat că spitalul trebuia deja să fie conectat la agentul termic. Dați-ne un halat și permiteți-ne să vorbim cu toată. Nu se poate. Lăsați camera asta, dracule, să o iei tot atâta din pozanț, când vin să vă dau. Nu, nu-i frumos, faze. Dă și să mai vedeți. Nu, nu mai vreau să mai iei. Chiar din principiu azi nu vă dăm voie. Voi întreprinde măsurile necesare pentru a asigura accesul presei în toate instituțiile publice din țara noastră. Cred că două zile de când s-a răcit timpul a fost condiții pentru a face ajustările respective. Vom lua toate măsurile ca și instituția respectivă, nu doar la Ungheni, peste tot, pacienților să le se asigure condiții optimale. În afara camerelor de luat vederi, mai multe mame au spus că în saloane este frig, plângându-se că li s-a interzis să folosească reșouri. Ministrul Sănătății a promis că mâine va verifica situația din toate instituțiile medicale din țară. În spitalul din Ungheni sunt internați 25 de copii bolnavi de pneumonie.